Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi ne apucăm să facem ușa de la intrare. Am cumpărat curnier, fier, tot ce trebuie. Ne folosim de această mașină să tăiem la 45. Am luat inclusiv fier 3x2 să-i facem scheletul și cam asta e. N-am filmat la început. Aici tăierea vine precis. Și apoi ne apucăm să-i facem sudura. O să fie în două ante, o bucățică mică de, nu știu, 30 plus diferența. La nevoie să se deschidă ambele uși. Haideți că ne băgăm la treabă. Dat un sol zăpește, văzut. Ia să vedem cum a ieșit. Cam așa vine. Am făcut să zic așa, tocul din cornier. Nu vă uitați aici, că aici cum m-am oprit cu cărămida, n-am pus ceva neapărat drept, am zis că după aia oricum trebuie să fac glafurile. Am băgat niște de-astea de fier de 10. Încerc să le sudez. Apoi am cumpărat balamale de sudură de la cele care se sudează. Am 4. Sunt aici. Așa. O să blocăm tot în bolboc, așa deja e. O să blocăm tot. Aici am pus o fier ca să nu cumva să se închidă. Bineînțeles, e provizoriu. Și o să blocăm peste tot. Și apoi o să ne apucăm de uși. Cam așa vine. Aici am deja am și sudat balamalele. Am făcut ambele uși. Acum încercăm să sudăm balamalele și acolo, apoi le scoatem și o să le punem aici unde deja am pregătit, să zic așa, țărușii. Cam asta e. Asta are aproximativ 85 și aia de 40. Deci asta avem, a nu, 80, asta avem 80, ușă de 80, principala, și cealaltă e de aproximativ 45, 48, 48, 48 jumate. Deci asta o să stea mereu închisă, la nevoie se deschide, principala o să fie asta de 80. Și iată-ne la finalul zilei de astăzi, este în jur de ora 7 și ceva.
Bineînțeles, n-am lucrat numai la acest proiect, dar vreau să vă arăt un pic, să zic, finalul parțial. Practic, o antă se deschide singură, apoi cealaltă. O să continuăm proiectul nostru mâine, sigur. Cu siguranță voi posta acest clip dacă o să am timp. Asta e balamalele sudate. Le-am sudat și în partea cealaltă. Rămâne decât să văd, trebuie să mă mai am un cornier pentru mijloc aici, ca una rămâne fixă și cealaltă bate. De fapt, se deschide și cealaltă la nevoie, dar îmi trebuie un cornier sudat aici ca asta să bată în ceva, adică o bucată de cornier. Și cam asta e. Cam asta e clipul meu pentru astăzi. Vă mulțumesc și ne vedem cu continuarea proiectului nostru. O seară bună!